Este o schimbare de paradigmă pentru Utilben. Utilben are 15 ani de experiență în domeniu. Este o companie cunoscută în special pentru utilajele și echipamentele de construcții. Ați intrat foarte tare la început de an pe Agri. Există un moment în viața fiecărei firme, sau cel puțin un moment în viața fiecărei organizații în care se face o evaluare, un audit. Iar rezultatele pe zona de agribusiness raportate pe 2018, 2019 și 2020, din păcate, n-au fost cele mai bune. Ei bine, am luat decizia la sfârșitul anului trecut să relansăm și să ne concentrăm investițiile pentru a redeveni relevanți pe piața de agri. Piața de agribusiness este una extrem de mare, atât ca valoare, cât și ca diversitatea soluțiilor, și era momentul să schimbăm paradigma. În acest sens, am început să căutăm parteneri cu o reputație bună în piață, de încredere, care să asigure producția unor utilaje eficiente, robuste, de calitate, pentru că scopul nostru în business, atât în zona de construcții cât și în zona de agribusiness, este să ajutăm clientul, să oferim suport și să aducem plus valoare. N-a fost deloc ușor și a fost extrem de multă muncă, mai ales că restricțiile din pandemie nu ne-a permis să avem multe întâlniri cu producătorii și să călătorim foarte mult, dar am reușit să facem progrese mari și să asigurăm un portofoliu de produse care să acopere cea mai mare parte din activitatea oricărui fermier, fie că vine din zona de culturi mari, zootehnie, ferme mici, medii, legumicultură, pomicultură, viticultură, atât prin soluții de tractoare, cât și soluții de transport, tratamente, prelucrarea solului, furajare și, sigur, alte necesități, alte nevoi dintr-o fermă. Petru, de ce ar trebui un fermier român să aleagă Utilben în detrimentul competiției, să spunem așa? Cred că sunt foarte multe motive, dar aș ține să menționez doar trei. Unu, pentru că Utilben livrează ceea ce promite. Integritatea pentru noi nu este negociabilă. Ne place să credem și ne dorim să avem clienți cărora să le inspirăm încredere și ținem foarte mult la lucrul acesta. Numărul 2, pentru servicii. Avem servicii de finanțare cu dobânzi subvenționate, dobânzi preferențiale atât pentru gama de tractoare cât și pentru implemente și soluții de transport. Și 3, pentru service și tot ce înseamnă protecția clientului de după momentul vânzării. Cred că este determinant, pentru că în momentul în care clientul începe să lucreze cu utilajul și experimentează probleme, este vital să fii acolo, să fii prompt, să ai o flotă de mașini de service mobile care să intervină rapid, pentru că în agribusiness, spre deosebire de construcții, există un timp bine definit pentru fiecare intervenție, pentru fiecare cultură. Fiecare săptămână, fiecare zi pierdută poate să impacteze nivelul de producție, calitatea seminței sau calitatea furajului, și nu trebuie să existe timpi morți. Ne dorim să și dezvoltăm în mod activ flota de service. Scopul și viziunea este să avem cea mai bună rețea de service la nivel național. Mai este mult de muncă până acolo, însă în scurt timp vom reuși și sigur că asta va atrage după sine multă satisfacție. Atât pentru noi, cât și pentru clienți. Petru, îți mulțumesc și mult succes în calea voastră spre dezvoltare. Mulțumesc frumos!